Dragi copii, astăzi vom face un obiect decorativ în care îi vom avea ca subiect pe omul de zăpadă și un brăduț. Pentru această activitate vom avea nevoie de următoarele. Un șablon cu om de zăpadă și unul cu brăduț, ambele listate pe carton, un disc de carton și un pahar de plastic transparent, Discul trebuie să fie un pic mai mare ca și gura paharului. Zăpadă artificială. Câteva carioci colorate. Un silipici și o foarfecă. Pentru început vom colora accesoriile omului de zăpadă după bunul plac, urmând ca să decupăm atât omul de zăpadă cât și brăduțul. Apoi vom îndoi puțin la baza brăduțului, cât și a omului de zăpadă, unde vom pune silipici. Pe omul de zăpadă îl vom lipi un pic mai în față de centrul discului, urmând ca în spatele lui să fie lipit brăduțul. Apoi vom pune zăpadă artificială în pahar, cam un sfert din el. Apoi vom pune silipici pe marginea discului de carton și vom lipi discul de gura paharului, introducând omul de zăpadă și brăduțul cu capul, respectiv vârful, în jos. Apoi vom putea agita paharul și vom vedea cum ninge pe omul de zăpadă și pe brăduț. Dacă v-a plăcut această activitate, nu uitați să dați like la video și subscribe la canalul de YouTube.